Bun găsit, stimați prieteni, ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Este prefectura Prahova într-un război cu Consiliul Județean. Va rămâne Andrei Voloseviș candidatul PSD până la alegeri? Va fi candidat oficial sau nu? Sunt tot felul de zvonuri, tot felul de informații. Vom vorbi, dacă vom avea timp, și despre principalele probleme ale județului, dacă vreți, despre poluare, ce se poate face în acest sens. Despre sistemul de sănătate, invitatul meu este prefectul județului Prahova și în același timp președintele PSD Prahova, domnul Virgil Neanu, bine ați venit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc. O emisiune așteptată, să știți. Când am spus unor prieteni, bine domnul președinte, a zis, wow, ce tare. Sunt întrebări, sunt răspunsuri sau sunt întrebări pe care noi le adresăm, sunt răspunsuri pe care le așteptăm. Spuneți-mi, vă rog, haideți să începem cu Ploiești. Ok. Cum vi se pare Ploieștiul? Sunteți președintele PSD Prahova. Trăiți aici, așa munciți este. Aici. Cum vi se pare Ploieștiul? Mi-aș dori mai mult, în primul rând. De ce? Pentru că ați văzut și dumneavoastră și toți cei care vin, am ajuns ca noi să ne comparăm, toată lumea compară, de exemplu, Buzău cu Ploieștiul, Târgoviște cu Ploieștiul. Așa este și noi ne dorim mult mai multe. Și eu cred că va trebui să facem ceva și sunt multe lucruri care se pot face cu adevărat pentru ploieșteni. Deci una peste alta, ce notă ați dat Ploiești de la 1 la 10, dacă ați fi profesor? Ca ploieștean, nu neapărat ca profesor. Haideți să... Știu că acum veți încerca să fentați răspunsul. No, întrebarea, de fapt. Nu. De exemplu, eu aș vrea să punem Ploieștiul, să-i dăm acea valoare pe care el a avut-o odată, ca și municipiu. Mi-aș dori să văd o transformare a lui, mi-aș dori să văd un Ploiești care trebuie să fie acolo unde este locul. Sunt multe proiecte care ar trebui puse în aplicare. De exemplu, hai să luăm urbanistic. Deci, eu aș face, de exemplu, un concurs, aș aduce niște specialiști. Dar vorbim aici de arhitecți, de urbaniști, care să vină să ne dea o imagine a Ploieștiului. De ce? Pentru că Ploieștiul a suferit foarte mult. Odată, la cele două cutremure care au fost, la bombardament, noi nu mai avem, cum e Brașovul, un centru vechi, prin comparație. Corect. Noi acum trebuie să venim și să, într-adevăr, să ducem mai departe toată istoria pe care o avem, că trebuie să o păstrez și să o pui în valoare, dar trebuie să facem și anumite transformări. Pentru că e clar că tu trebuie să vii cu soluții. Dar soluțiile, din punctul meu de vedere, întotdeauna vor veni de la specialiști. Deci un concurs de idei. Degeaba vin eu și spun, vreau un centru Ploieștiului, ceva. Dar cred că nu am expertiza necesară ca să spun eu ce mi-aș dori. Eu aș aduce specialiștii să vină cu ideile lor, un concurs de soluții și, într-adevăr, una care să câștige și cu toții să achesăm la acea idee pe care cu toții am agreat-o și să ducem acel proiect mai departe. Nu să ne contrazicem. Nu stai că asta e bun, asta nu e bun. Deci să vină specialistul, indubitabil, obiectiv, astfel încât să fie fără conotații politice, fără oamenii politici. Absolut. Bun, și pe toate domeniile, dacă mă întrebați pe mine. Vreau să vă întreb. Deci vorbesc și mie îmi place, adică nu că îmi place, îmi place ideea de a avea un centru civic. Corect. Centru civic. Da? Haideți, intru în joc cu dumneavoastră. Al doilea lucru pe care l-ați dorit de la Ploiești. Sau considerați că este o nevoie stringentă. Bun. Ca ploieștean vă întreb, dincolo de prefectul... Haideți să plecăm de la problemele pe care le-a avut Ploiești. Termina. Iar e un subiect care acum funcționează. Dar chiar dacă funcționează, noi trebuie să avem în vedere viitorul și să încercăm să ne gândim să facem niște lucruri, pentru că până la urmă încetul ăla e din 60 și ceva, 70 și ceva. Într-adevăr, astăzi avem niște echipamente, structuri care ele sunt, momentan sunt foarte bune, dar trebuie să vii în zilele de astăzi, trebuie să vii cu echipamente moderne care să răspundă din toate punctele de vedere. Adică, aici aș vedea iară o gândire la fel dată de specialiști, fără să ne dăm cu părerea, că e cetul bun la unde este el acum, că să-l aducem la marginea Ploieștiului, că să facem microceturi,
Nu, eu aș vrea tot așa să vină niște specialiști și să dea soluția cea mai optimă pentru Ploieșteni. Fiindcă n-am, nu s-a inventat la Ploiești apa caldă, vorba aia. Corect. Iar al treilea subiect, al treilea lucru care nu vă place, că vă spun și eu dacă îmi permiteți ce nu-mi place. Vă rog. Mai spuneți-mi noastră unul. Haideți să încep și eu, două. Da. Traficul, trebuie găsite soluții reale, adică drumuri noi, nu drumuri nou asfaltate, ci drumuri nou create, de la punctul A la punctul B. 2. Poluare. Reducerea poluării. Ploiești un oraș industrial, înseamnă pentru bugetul local, înseamnă sume importante, sumele de la rafinării. Corect. Dar, pe de altă parte, o centură verde, vorba dumneavoastră, nu inventăm nici pasta noi, ne uităm la Viena și vedem că am reușit. Adică... Da, și să nu uităm că și la Viena avem rafinăria OMV în proximitatea localității. Da, mă rog, eu nu sunt prefect, nu sunt nici președintele PSD de Prahova, ca atare vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Spuneți-mi, vă rog, al treilea subiect. Al treilea lucru care vă deranjează, unde ați interveni, la nivel de specialist, la nivel politic. Așa cum a zis și dumneavoastră, într-adevăr, trebuie să avem în vedere și mijloacele de transport în comun. Adică, tu dacă vrei să pui în vedere localitatea, trebuie să ai niște mijloace de transport în comun care să fie funcționale și oamenii, ușor, ușor, să renunțe la mai merge cu mașini. Pentru că, vedeți, și poluarea vine și din zona asta. Vorbeați de rafinării, așa este. De toată industria asta pe care o avem, așa este. Este o industrie poluatoare, dar pe de altă parte generatoare de locuri de muncă. Într-adevăr, trebuie să găsim soluții ca această industrie să nu mai polueze atât de rău. Dar asta prin retehnologizări, prin găsirea unor soluții în direcția asta. De-aia vă spuneam și mai devreme de CET, că într-adevăr CET-ul ăla este foarte bun astăzi și uitați-vă că astăzi nu mai avem probleme. Nu știu dacă ați mai auzit de el. Dar, într-adevăr, trebuie să te adaptezi, trebuie să retehnologizezi pentru că trebuie să reducem emisiile de carbon. Păstrăm întrebările, subiectele grele. Un pic mai târziu. Spuneți-mi, mă rog, vi se pare, domnule prefect, dacă vreți mă refer și în domeniul sportiv, că nu există, uitați, o altă prioritate din punctul meu de vedere ca ploieștean, și anume un dialog real și o colaborare reală între mediul de afaceri și administrația locală ploieșteană. Fiindcă la județ, hai să zici că eu vorbesc pe cu materialul clientului, cum se spune, că s-a implicat OMV-ul la Spitalul Județean de Urgență, slavă Domnului. Jos cu pălăria, 7 milioane de euro sunt bani. Și la Viena, și la București, și la Ploiești. Dar un Unilever, un Timken, un Rompetrol, un Lukoil, le fac și reclamă acum, un OMV, ar putea mult mai mult. Mi se pare că nu există un dialog real și substanțial între administrația locală și mediul de afaceri, cel puțin cu mari actori economici. Da, acum aș vorbi cel puțin ce ține strict de mine. Noi am încercat să facem, să-i aducem pe acești oameni la masă. Am făcut fel de fel de întâlniri, tocmai venind în sprijinul lor, pentru că ne dăm cu toții seama că mediul de afaceri trebuie încurajat. Nu trebuie abandonat, nu trebuie împiedicat, ci din contră trebuie să le găsim soluții și, într-adevăr, găsindu-le soluții, vin ei spre noi. Pentru că să fim conștienți, toți au probleme. Da. Dar dacă noi arătăm că suntem altfel și că le deschidem în permanență ușa, căutând soluții legale să le rezolvăm problemele, eu cred că într-adevăr va exista un dialog și lucrurile vor sta altfel. Parcă n-ați fi un politic. Până acum a spus așa, domnule, dacă deschidem ușa, ar fi bine. Și pe de altă parte, domnule, să apelăm la specialiști, la primele două subiecte. Așa este. Păi, ce spuneți dumneavoastră e paralel cu ceea ce se întâmplă, adică se intersectează. Acum haideți să fim serioși. Dacă vrei soluții fezabile pe un anumit domeniu, o soluție fezabilă nu ți-o poate da decât un specialist. Și de ce nu se apelează la asta? Și vă dau un exemplu. Acum eu, în calitatea mea de prefect, m-am lovit de fel de fel de probleme. Plecând de la latura juridică, medicină, toate domeniile. Întotdeauna, ca să poți să iei o decizie corectă, trebuie să ai niște oameni din zona respectivă, și nu când spun de zona respectivă, ca profesie. Pentru că oamenii ăia îți vor da cea mai bună soluție. Ideea e că tu să ai capacitatea să filtrezi aceste informații și să iei decizia cea mai corectă, dar ascultându-i pe ei. Pentru că, de fapt,
nu tu generezi cea mai bună soluție, pentru că s-ar putea să ai sau să nu ai cea mai corectă expertiză în domeniul respectiv. Dar nu poți să fii și arhitect, să fii și economist, corect, să fii și constructor, corect, să fii și peisagist. Când încercăm să ne băgăm în toate, asta e o altă discuție. Și de ce nu se întâmplă lucrul acesta? Foarte greu de răspuns la această întrebare. Eu cel puțin pe principiul ăsta merg să ascult specialiștii, să-i aduc la masă și să discutăm. Și ca urmare acele discuții se generează o soluție. Dar, repet, soluția întotdeauna trebuie să vină de la specialiști. Că altfel s-ar putea să vii cu o soluție proastă, tocmai că neavând o expertiză în zona respectivă, generezi și o soluție proastă. Și de asta prefer ca întotdeauna să ai specialiști pe fiecare domeniu parte, astfel încât decizia să fie cea mai corectă. Vezi candidat la președinția Consiliului Județean Prahova? Da, da, deci eu o să fiu candidatul pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. De ce candidați? De ce? Nu de ce sunteți candidat, de ce candidați? De ce candidez? Pentru că vreau să dăm viață la toate proiectele bune. Vreau să construim. Vreau să aducem județul acolo unde a fost odată. E pe drumul cel bun? Se poate și mai bine. De ce? Pentru că, haideți să ne uităm, ce a fost odată județul. Da? Direcția lui. Vrem să-l aducem acolo unde este locul. Vrem să investim. Vrem să nu-l lăsăm la nivelul ăsta. Actuala administrație vorbește despre investiții de peste 2 miliarde de euro în cei 4 ani. Și vă mai spun un lucru ca să vă răspund la întrebarea asta. Deci eu întotdeauna voi încuraja toate proiectele bune. Deci întotdeauna voi merge de a continua toate aceste proiecte care sunt necesare prahovenilor. Oricare ar fi ăla. Deci n-aveți orgolii. Nu, nu. Ba din contră, toate soluții, la toate soluțiile bune trebuie să le dai viață, chiar dacă nu ți aparțin, dar trebuie să le duci mai departe. Pentru că haideți să avem și în vedere anumite lucruri, că trebuie să fim cu toții conștienți. Dom'le, ai făcut deja niște cheltuieli, da? Analizezi proiectele și dacă sunt bune, indiferent de cine le-a propus, ele trebuie duse mai departe. E adevărat că anunțul candidaturii domnului Andrei Voloseviș la primăria Ploiești, actual membru PNL, da, din partea PSD, da, a generat nemulțumiri în PSD? Mă întreb direct. Nu, nu. Cum s-a ales? Ca să lămuriți, să ne luminați, domnul Voloseviș ne-a luminat din punctul dânsului de vedere. PSD, fiindcă au fost voci care au spus, domnule, dar PSD-ul chiar nu mai are oameni de valoare interior. Eu vă întreb, astfel încât dumneavoastră să spuneți opiniei publice care au fost argumentele, raționamentul pentru care susțineți candidatura domnului Voloseviș, actual membru PNL, din partea PSD, la primăria Ploiești anul viitor. Încerc și un răspuns la vă rog. Deci, haideți să facem așa o analiză în timp. Domnul primar Voloseviș, primar PNL, da, din 2020 încoace. Ploiești a început să aibă probleme. Da? De la gunoaie. Bun. Hai să zicem că acolo eu personal mai puțin am fost implicat, că nu eram la vremea respectivă. Noi n-am ținut cont că el este un primar PNL. Nu am ținut cont. Noi cine? Noi PSD-ul. Adică din momentul în care au apărut probleme vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă Ploieștiul, noi primul lucru, hai să ne gândim cum facem să ajutăm ploieștenii. N-am ținut cont că el este un primar PNL. Dar am zis, hai să ne implicăm să ajutăm. Și am început să ajutăm. De aproape 2 ani de zile. Pe fiecare direcție. Unde am putut? Da? O să vă întreb, unii, cum l-ați ajutat, domnule? Concret, că așa l-am ajutat pe Andrei Bolos sau pe l-am ajutat Ploieștiul. Deci am plecat de la premiza că ajutăm ploieștenii. Și după cum știți și dumneavoastră, am plecat de la problema Terminei, unde ne-am implicat direct. Da? Am încercat să găsim soluții. Am încercat să ajutăm și transferul care s-a făcut de la de la Consiliul Județean, că CET-ul, da, era proprietatea Consiliului Județean. Era în domeniul public al județului. Acum este în proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești. Să nu uităm că toată structura asta, toată rețeaua, a venit în proprietatea Municipiului Ploiești la sfârșitul, dacă mi-aduc bine aminte, la sfârșitul lunii octombrie, anul trecut, 2022. Da? Deci, noi niciodată n-am încercat să împiedicăm. Noi am încercat să ajutăm ca lucrurile să se miște mai repede.
Pentru că să nu uităm că Ploiești a rămas fără apă caldă aproape 3 luni. Știu, 60 de emisiuni am făcut, da? Da. Să nu uităm că au fost fel de fel de discuții cu acel CAF 2. CAF 2, CAF 5, CAF 6, taguri. Da. Devenisem specialiști toți. Da. Toți ploieștenii. Corect. Adică nu e corect, dar așa este. Toți au venit și toți au dat cu părere. Eu de-aia vă spun că eu la momentul respectiv și vorbesc de toamna anului, toamna, iarna anului, anul 2022, vreau să vă spun că m-am dus la ISPE. Am luat legătura cu cei care au proiectat CET-ul, pentru că erau atâtea variante de lucru și nu știai pe care să le mai crezi. Și am preferat să mergem la cei care au proiectat ceea ce este astăzi la Brazi, să stăm de vorbă și să găsim cea mai bună soluție, astfel încât să rupem odată pentru și pentru totdeauna tot tamtamul ăsta care a fost vis-a-vis de apă caldă. Bun, lucrurile s-au întâmplat. Da? Deci CET-ul a ajuns dintr-o parte în cealaltă. Am ajutat toate soluțiile legale care au fost la momentul respectiv ca să se întâmple astea, astfel încât să se întâmple cât mai repede toate aceste lucruri. După care, știți foarte bine... Pe ce treabă are prefectul acum la tăștia dumneavoastră? Sau la ce vă referiți? Că vor apărea domnul prefector să spună, domnule, a zis prefectul că i-a ajutat. Cum? Că asta deja a început... Așa este, dar să nu uităm că s-a făcut un transfer dintr-o parte în cealaltă. Știți foarte bine că au fost atâtea variante de lucru cu privire la acest transfer, că nu ai înțelege pe unde ești. Noi am încercat să încurajăm toate acele soluții bune numai să se întâmple. Da? Pentru că gândiți-vă că au fost niște hotărâri ale Consiliului Județean, niște hotărâri ale Consiliului Local, niște condiții impuse că echipamentele de acolo trebuie să fie într-o anumită stare, ele n-au fost, nu puteau să le preia și fel de fel de probleme și probleme care au generat întârzierea toate acele întârzieri. Da. Lucru care în final s-a întâmplat, am încercat să-i punem pe toți la masă. Să găsim. Și v-a reușit? Cred că a contribuit. Ca să nu spun că mi-a reușit. Cred că orice acțiune pe care o faci și încerci să ajuți cauza, nu știu dacă neapărat poți să spui că ți-a reușit. Că până la urmă, și dacă pui doi parteneri la masă și faci pe oamenii ăștia să se înțeleagă, nu neapărat că reușim de fapt toți care suntem la masă. Pentru că cu toții am înțeles problema și cu toții am acceptat că trebuie să găsim o soluție și să grăbim lucrurile ca oamenii, ploieștenii aici, să nu suferă. Așa, bun. Vă las să continuați, că rămăsesem la momentul de ce Andrei Volosevici, de ce candidat aici am început. Bun, și de aici am început. Și noi, prin ceea ce am făcut, am fost alături de ploieșteni. Automat, tot ajutorul ăsta, tot sprijinul ăsta, a fost asimilat și către primarul Andrei Volosevici. Da? E adevărat că ne-am așezat la masă și am căutat soluții împreună, că până la urmă noi cum despre se termin. Despre orice despre toate problemele care au fost până acum. Da? Că au fost multe. Sunt într-adevăr sunt și multe pe care nu le știți. Dar întotdeauna, repet, noi am încercat să deblocăm. Și ce v-a mânat să-l ajutați? Că era un primar PNL. La da. Câmpina ați acționat la fel? În ce sens? În sensul de ajutor. Nu cred că a venit cineva să ceară vreun ajutor și nu cred că au venit probleme din zona respectivă. Am înțeles. Pentru că acolo e o altă situație. Nu se pot compara cele două municipii. Bun. E o colaborare așadar între prefectură, deci, între dumneavoastră și primarul Ploieștiului. Da, și pe urmă... Și care v-am spus. Deci am plecat de la ideea că domnul primar Andrei Volosevici la vremea respectivă era un primar PNL, dar am făcut abstracție. Dar am fost alături de ploieșteni. Probabil ne-a apropiat acest ajutor pe care noi l-am dat și v-ați văzut și în ultima perioadă și cu guvernul am modificat și legislația, astfel încât ploieștenii să nu sufere. Bun, și PSD, Partid Mare. Vă întreb direct, domnule președinte, de data aceasta. Da. Dumneavoastră, ca și strategie, vom ajunge și la PSD Prahova, în limita timpului, dar dumneavoastră ați zis, domnule, la Ploiești? Sau cum s-a întâmplat? Că aici e virgula pe care unii zic, bă, dar cum a ajuns domnul Volosevici? Deci, de la PNL la PSD. Astăzi, primarul Andrei Volosevici, mie mi se pare un primar foarte bun.
Serios? Știa că vă dați seama, acord, să zică liberalul, uitându-se la emisiune, haideți, domnul prefect, ce faceți? Încă o dată, este dreptul fiecăruia să spună ce vrea și să comenteze. Da. Și dumneavoastră puteți să spuneți la fel. Dar mie mi se pare că este un om care știe administrație, caută, vrea să caute soluții, dar nu ai echipa care să te ajute să poți să duci mai departe toate proiectele pe care le ai în derulare, ci ai o echipă care teoretic este împotriva ta. Întrebare importantă. Ca să luminăm tot. Excludeți varianta, ca și în calitate de președinte al PSD Prahova, ca până la alegerile din septembrie. Da. Andrei Volos, și candidatul PSD la primăria și prin proiect să fie schimbat cu altcineva? Da. Nu va fi schimbat. Deci excludeți această variantă. Deci noi astăzi mergem la nu primărie. Astăzi. Nu. Bun, până, deci noi vom candida, noi, candidatul nostru la primăria municipiului Ploiești va fi Andrei Volosevici. Mai există vreo virgulă, vreun semn de întrebare? Există. Deci în martie, în aprilie, în mai, deci, sondaje, vă întreb. Eu, într-adevăr, o să facem, cum și eu, probabil va trebui să fac o analiză corectă, dar Andrei Volosevici va fi candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria municipiului Ploiești. Clar și răspicat. Și răspicat și fără, domne, decât dacă doar excepții și așa mai departe. Deci eu nu văd nicio excepție. Eu sunt genul de om care, dacă plecăm la drum pe o anumită direcție, eu nu mă abat de la această direcție. Și e balba bătută, clar, dar știți că e membru PNL, adică când îl veți anunța, ce veți face, cum veți face? Astăzi este membru PNL, astăzi legal nu poate părăsi... Decât că își pierde mandat. Exact. De ce nu-l dă afară? Păi de ce pe doamna Anastase, pe scaunul pe care stați dumneavoastră, are să-și dea demisia, domne, și poate se înscrie în PSD. Are și cealaltă variantă. Care? Dar varianta să-l dea afară? Să-l exclude. Dar, încă o dată, noi așteptăm... Noi spunem, și am declarat-o și o declar răspicat, domnul primar Andrei Volosevici va fi candidatul din partea PSD Prahova. Spuneți-mi, vă rog, ce ați adus nou în PSD Prahova? Care sunt țintele dumneavoastră? Care sunt schimbările pe care ori le-ați făcut, ori intenționați să le faceți în cadrul filialei PSD Prahova? Bine, o întrebare deschisă, e adevărat, sunt mai multe întrebări. Țintele, spre exemplu, țintele electorale pentru anul viitor, care sunt din punctul nostru de vedere? Câștigarea? Tuturor alegerilor locale, plecând de la europarlamentare. Deci ne propunem să câștigăm europarlamentarele, ne propunem să obținem nu un scor bun, ci foarte bun. Pentru că trebuie să demonstrăm că suntem cel mai puternic partid în Prahova. Și la nivel național așa arată sondajele că PSD-ul... Nu vorbim de nivel național acum. Eu vorbesc de județul Prahova. Noi va trebui, avem o țintă, deja suntem în analize pe ceea ce am propus, deja facem strategii, deja acum mergem în toate organizațiile locale, deci avem o țintă și vreau, chiar dacă unii spun că este greu de atins, dar eu nu, eu mi-asum țintă. Veți. Aveți în vedere în viitorul apropiat până în alegerile europarlamentare, schimbări de președinți, de filiale? Sunt filiale care vă nemulțumesc? Deci sunt organizații locale. Organizații. Da, deci sunt organizații locale care funcționează foarte bine. Mai sunt și alte organizații care necesită o analiză amănunțită. Noi suntem în procesul ăsta de analizare, iar acolo unde lucrurile nu funcționează și constatăm că nu sunt pe direcția care trebuie, vom face schimbări. Câte sunt? Câte filiale nu dau randamentul pe care dumneavoastră îl doriți? Deci, sunt 5? Sunt 10? Nu pot să vă dau un număr acum, dar în schimb vă spun că în funcție de analiza pe care o vom face, nu voi face rabat. Când va fi analiza asta? Păi suntem în proces. Când va fi finalizată. Noi sperăm ca până la jumătatea lunii ianuarie să avem această analiză făcută. Și atunci face schimbări ori așa, ori așa. Deci avem o singură țintă. Deci nu... La locale, din punctul nostru. Că pare îndepărtat, dar nu sunt, fiindcă în iunie sunt europarlamentarele, în septembrie localele, în octombrie parlamentare. Corect. Adică nu prea e timp, vorba aia, să respiri foarte mult din punct de vedere politic. Deci eu vreau ca toate organizațiile să
tragă și să obțină cel mai bun scor, nu numai la locale, ci și la europarlamentare, și la locale, și la parlamentare, și la prezidențiale. Stați că la parlamentare, e bine că vă doriți că sunteți președinte, doriți să câștigați peste tot. Ce să spuneți și noastră altceva? Deci eu nu vreau, n-am spus doar parlamentare, eu le-am spus pe toate. Și prezidențiale. Dar spuneți-mi, localele, ce ție, fiindcă de fapt primarii sunt vector de imagine, primarii merg cu candidații la parlamentare. Ce țintiți la locale? Câștigarea Ploieștiului? Credeți că puteți câștiga cu domnul Bolăsești Ploieștiul? Eu zic că 100%. Câmpina? Sper și Câmpina. Acolo văd că nu, dar zici un procent. Nu dau un procent, că n-am ajuns cu o analiză atât de corectă ca să pot să dau un procent. Dar nu că sunt rezervat, dar vreau să fiu corect. Și în momentul când spun ceva, vreau să am și o analiză corectă în spate, care să-mi dea posibilitatea să fiu convins că ceea ce spun este și corect. Dar spuneți-vă, de ce sunteți 100% convins că PSD va câștiga cu domnul Andrei Bolosevic încă o dată primăria municipiului Ploiești? 100% a spus, vă citez. Ceilalți contracandidați încă n-au intrat pe teren, partidele, nici PNL, nici AUR. Bine, PNL ar fi culmea, ar fi curat Caragiale, să aibă și primarul, dar să anunțe pe altceva cam în sfârșit. Da. Nici AUR nu a anunțat candidatul. De ce sunteți 100% convins? Pentru că îl cunosc pe primarul Andrei Bolosevic și am văzut cum percepe la administrație. Din punctul meu de vedere, în momentul când vii cu un primar, trebuie să cunoască administrație. Din punctul meu de vedere, astăzi, Andrei Bolosevic este soluția cea mai bună. Și de ce asta? Pentru că dacă nu știi administrație, dacă nu înțelegi ceea ce se întâmplă acolo, va fi foarte greu să generezi soluții pentru ploieșteni. Pentru că nu este suficient să spui vreau ceva. Ca așa cu toți venim. Dom'le, vreau să fac nu știu ce. Dom'le, trebuie să mergi până la capăt, trebuie să mergi pe varianta de lucru și să o duci până la capăt și să o și înțelegi. S-a pus prefectura cu, apropo de făcut, de lucruri, da, că văd că sunteți, puneți accentul pe lucruri concrete. Da. S-a pus prefectura, instituția pe care o conduceți, da, cu fundul în ușă, cum se spune, poate din motive politice, da, cum ar putea adversarii bănui. Prefectul Nanu, iată, acum l-a luat pe primarul Bolosevic și nu vrea ca virgulă Consiliul Județean să livreze. S-a pus prefectura cu fundul în ușă de-a curmezișul în fața acelui proiect, care mie îmi place, vă spun, ca și ploieștean. Dacă s-ar întâmpla în Parcul Municipal Vest, unde era prevăzut din fonduri europene construirea unui bazin de not olimpic, a unei săli polivalente, a unui patinoar, sau care este adevărul din punctul dumneavoastră de vedere? Fiindcă timpul trece, oamenii spun, domne, trec fondurile pe lângă noi și noi e păcat că uitați, ne luam terenul, îl dădeam înapoi Consiliului Local și da, uite că prefectura, domnul prefect Nanu, acum a primit deci, politic subiectul. Care este adevărul dumneavoastră? Răspunsul, vă dau cel mai scurt răspuns. Vă rog. Da? Au fost trei încercări. Ale Consiliului Local, ca să, sau ale corect, cui? Corect. Ca să înțeleagă, da, oamenii. Ale Consiliului Local. Da? De fapt, nu. Consiliul Județean a cerut parcul și Consiliul Local trebuia să aprobe. Dacă eram împotriva proiectului, contestam direct. Nici nu ajungeam în a treia încercare. Eu contestam de la prima. Dar tocmai pentru că au fost elemente de nelegalitate, am întors proiectul de hotărâre, atenție, deci nu l-am contestat la niciuna din cele trei încercări, ci le-am întors. Care e diferența? Diferența este că dacă ajungeam să contest acele hotărâri, mergeam în instanță. A, și dura mult mai mult. Exact. Am luat fiecare proiect de hotărâre, le-am spus elementele de nelegalitate care au existat în acea hotărâre și le-am dat-o să o rezolvă. Da? V-am spus, trei încercări au fost. De fiecare dată au fost identificate elemente de nelegalitate. Dacă într-adevăr vroiam, așa cum ați spus dumneavoastră, puteam să contest în prima. Și prelungeați? Nu, da, că prelungeam, deci, dar nu am vrut. Tocmai am zis, domnule, hai să o facem. Mai e vreo soluție? Dar să o facem legal. Soluția le aparțin. Nu înțeleg. Soluția le aparține ca să găsească, sau la ce vă referiți? Soluția le aparține să dea acea hotărâre cu condiția să fie legală.
Știți deci nu să am elemente de nelegalitate. Pentru că vă dau un exemplu. Da? Ultima dată sau penultima dată, deci ei tot timpul au făcut, vorbim acum de Primăria Ploiești, de Consiliul Local. Deci ei au transferat 50 de aducere aminte, vă zic, în jur de 52 de hectare, unde ei vreau să facă dezvoltarea pe 42 de hectare. Da. Ori în momentul când transferi, așa, și acolo au încercat să transfere, au încercat, probabil de neștiință, inclusiv izlazul municipiului Ploiești, da? Unde în cartea funciară respectivă aveam două regimuri juridice diferite, adică și un domeniu public și un domeniu privat. Adică ei vreau să transfere... Dar o juriști slabi înseamnă, sau despre ce vorbi domnul prefect? Păi eu ce să vă spun, că le-am spus toate problemele care sunt. Mie mi se pare inadmisibil. Ne-aș fi dorit ca să se aducă toți la masă și să găsim varianta optimă. Și nu vă iese? Am încercat. Nu va ieși, păi, e clar. Păi am încercat, uitați-vă, că a venit cu a treia propunere. Dar un proiect de hotărâre în care spuneau, domne, transferăm 42 de hectare din suprafața totală de 52. Ori nu poți să transferi dintr-un domeniu public al unui OAT în alt domeniu public al unui OAT decât un imobil care se identifică printr-un număr catastral, printr-o suprafață. Nu poți să spui, domne, transfer paharul ăsta de pe masa asta. Și unde e paharul ăla? Vă mai dau un exemplu. Mai sunt construcții în parcul ăla neînscrise în cartea funciară. Păi ce se întâmplă cu construcțiile? Am intrat pe terenul dumneavoastră, dar ne pierdeți pe noi. Stați că ne pierdeți pe noi. Spuneți-mi... Sunt elemente tehnice și juridice. Da? Dar știți de ce vă întreb? Dar am fost deschiși. De-aia vă spun, ca să fie clar pentru toată lumea. Deschiși, dar nu se întâmplă. Adică păi nu e vina... Nu e de vina noastră. N-am spus asta. Deci am fost deschiși în sensul că nu ne-am opus absolut niciodată. Că dacă era, cum spuneați dumneavoastră, că eu sunt președinte la PSD și să fac împotriva Consiliului Județean sau împotriva primăriei, puteam să o contez din prima. Ba din contră. Le-am spus, domne, ați dat-o pe prima. Uite, astea sunt elementele de nelegalitate. După care a venit la doua la fel. Da? Deci... Știți, apropo de spuneați noastră, domnule, sunt pragmatic, mă interesează faptele, nu vorbele. Tamara Costache, campioana mondială a Prahovei, a Ploieștiului, face naveta cu copiii la Izvorani sau la Moreni. Sunt copii din Ploiești, are tradiție în înot, spre în natație, spre exemplu. Un patinoar ne trebuie, sau le ne trebuie. Adică dincolo de asta, mă înțelegeți că eu nu privesc politic. Corect. Eu privesc, domnule prefect, ca și ploieștean, domne, apropo de Ploiești pe care vorbeați dumneavoastră, un oraș care să aducă cu cel de odinioară, să aibă o importanță pe care o merită, eu așa privesc. Corect. Asta că politicul trebuie să livreze. Sunt de acord cu dumneavoastră. Administrația trebuie să livreze. Sunteți de acord cu mine că cele două părți, Consiliul Județean cu Primăria, trebuia să se așeze la masă și să găsească o soluție, nu, da, de parteneriat. Oricare ar fi aia. Asta e soluția domnului Volosevic, dacă nu mă înșel. Nu știu, am zis oricare ar fi aia. Da? Să se așeze la masă, domne, hai să vedem în ce condiții. Că, vedeți, și acolo, într-adevăr, e un parc făcut prin fonduri europene. Într-adevăr, nu eu trebuie să vin să generez. Asta spuneți că în situația asta politicul sfidează interesul comunității? Cam așa ceva. Mi-e greu să mă pronunț aici. Eu aș vrea și aș face un apel către toată lumea să lăsăm orgoliile la o parte și să căutăm soluții. Dar că ați fi arbitru, nu sunteți jucător, nu. Și dumneavoastră sunteți în terenul, sunteți capitanul PSD, adică okay, nu... Ok, dar haideți să avem în vedere cetățeanul. Până la urmă, chiar dacă suntem politicieni, dar trebuie să ai întotdeauna în vedere cetățeanul. Că noi suntem aici datorită lor. Asta aici am și că administrația trebuie să livreze. Da. Să livreze soluții și, bineînțeles, proiecte cu care să fie finalizate și, într-adevăr, oamenii, cetățenii, să beneficieze de aceste soluții pe care tu încerci să le găsești. Deci, așa este, aveți dreptate, ne dorim cu toții, eu n-am o problemă și susțin și ajut. Ultimat. Dar consider că doar o comunicare între părți poate... Poți ajunge doar pentru o comunicare. Sunt de acord cu dumneavoastră că prin comunicare, da. Fac și dumneavoastră, da. Asta e. Eu sunt, și noi ce vină avem? Că de fapt despre asta e vorba, domnule, că suntem... Domnule, dar noi ce vină avem? Eu sunt un instrument care încerc să-i pun pe toți la masă
și să genereze soluții care să se ducă mai departe. Parcă am fi colegi, așa, parcă noastră ați fi din societatea civilă și eu jurnalist. Așa mă simt în discuție. Că știți de ce? Nimeni în campania electorală, domnule prefect, nu a promis, domnule, vedeți că nu, va fi apă, nu vă dau apă caldă. Nimeni nu a promis, vedeți că nu fac un parc. Nimeni nu a promis, toți ne promit Marea Cusarea, vorbesc în general acum, nu particularizez pe Ploiești. Toți candidații ne promit Marea Cusarea. Și noi votăm, că trebuie un program electoral, nici putem, da? Și pe urmă vedem că nu se întâmplă. Eu vorbesc principial acum. Așa este. Și la nivel național, dacă doriți. De-aia și mă feresc să fac promisiuni. Eu vreau să vin doar cu lucruri concrete. Nu vreau să fac promisiuni mărețe care să nu le pot duce. Ci eu vreau să fac acele promisiuni care pot fi duse și realizate. Pentru că așa mi se pare corect. Nu trebuie să mințim oamenii. Nu trebuie să le spunem, domne, ăsta sunt eu, atâta pot, de asta vreau să vin în fața dumneavoastră. Spuneți-mi, vor fi schimbări majore, nu vă cer nume, dar vor fi schimbări majore pe listele de locale la PSD Prahova, la parlamentare? E de vreme, dar aveți de gând o... Deci, primul barometru o să fie la europarlamentare. Păi nu are treabă cu localul, că e listă națională, e vot politic. Nu contează. Asta înseamnă că nu ne implicăm. A, deci dumneavoastră veți face o analiză pe localități? Fiecare organizație în parte va avea o țintă. Deci noi nu, la europarlamentare nu judecăm, domnule, ia să vedem cât a ieșit județul. Nu. Vom evalua fiecare organizație în parte, dacă vrem să obținem un scor bun. Bun. Și o să plecăm cu o strategie până la nivelul lor. Bun. Și dacă în iunie vedeți că organizația X, ca să nu dau un nume, să nu iasă alte discuții, nu are rezultatele bune, o decapitați conducerea, cum se spune? Nu. Schimbați conducerea? Deci nu vreau să folosesc termenul ăsta de a decapita. Dar în schimb, vom analiza fiecare organizație în parte și în funcție de rezultatele pe care le va obține acea organizație, o vom judeca. Și în funcție de ce se întâmplă acolo, o analizăm și vom decide. Va fi o campanie urâtă? În ce sens? Așa, atacuri sub centură, nu știu. Eu vreau să mergem pe o campanie pe proiecte, pe soluții. PSD Prahova sau dumneavoastră personal? Eu și atât eu cât și colegii noștri. Pentru că mie, așa mi se pare corect, să mergem pe soluții. Să oferim oamenilor o variantă de lucru, niște proiecte cu soluții. Care este pariul dumneavoastră în PSD Prahova? Care este schimbarea, o schimbare importantă pe care încercați, poate ați și făcut-o deja și nu știu eu, în PSD Prahova? Fiindcă sunteți de câteva, sunteți președinte de ceva vreme. Deci, cu ce... eu sunt președinte. În spate am o echipă. Da. Da? Eu vreau ca această echipă, cu mine în frunte, să fim judecați în funcție de fiecare tur de alegeri. Da? Pentru că nu Nanu Virgil va pierde alegeri, ci întreaga echipă va pierde alegeri. Adică noi ne așezăm la masă și discutăm și alegem o soluție. Acum rămâne de văzut dacă drumul pe care l-am ales este cel corect sau nu. Dar eu sunt un om de echipă. Și ăsta este rolul meu, să-i pun pe toți la masă, dar în momentul când ieșim, să avem un singur drum. Nu există unul cu tabere, cu bisericuțe, la asta vă referiți? Nu există. Nu există? Acum sau? Sunt fel de fel de discuții, am văzut și în spațiu public, dar... Și cum le răspundeți? Că și eu am văzut. Ce toți unii au văzut. Păi care poziția? Deci noi suntem într-o echipă, astăzi. Cu mai multe bisericuțe sau? Da, de unde vine teoria cu mai multe bisericuțe? Păi pe mine mă întrebați, noastră știți mai bine că noastră sunteți păi președintele. Păi și eu vă confirm că nu există nicio bisericuță. Una există, o biserică mare. Nu bisericuțe, PSD, o echipă. Deci noi suntem într-o echipă. Noi acum tragem într-o singură direcție. Noi împreună evaluăm fiecare organizație în parte. Va ieșit asta să deci desfințați avem, bisericuțe? Deci avem coordonatori de colegi. Da? Fiecare coordonator are sarcina lui pe colegiu și noi de toată echipa asta mare încercăm să ajutăm fiecare coordonator. Noi vrem să mergem în fiecare organizație și să evaluăm corect, astfel încât să avem cele mai bune rezultate. Am înțeles, deci bisericuțele spuneți că nu există PSD Prahova. Păi, dați-mi niște exemple. Păi o să vă dau dumneavoastră. Dumneavoastră a spus că a apărut în spațiu public. Eu n-am. Eu vă spun. Păi da, am citit și eu. Eu spun foarte clar. Nu există nicio bisericuță. Nu există.
Deci avem o singură țintă. Trebuie să câștigăm. Echipa, așa, repet, nu X câștigă, nu Y câștigă, nu una nu câștigă. Toată echipa asta câștigă. Va ieși chestia asta că sună bine așa. Trebuie adică sunteți ca un capitan, bă, luptăm toți, câștigăm toți, adică și... Păi trebuie să iasă. Da, va ieșit la modul concret dincolo de... Că sună bine în teorie. Dom'le, câștigăm toți, echipă, tragem toți. Păi ăsta este scopul, trebuie să tragem toți. Și momentan asta facem acum. De asta vă spun că mi-a spus o întrebare. Eu v-am confirmat că nu e adevărat. Am înțeles. Vă vine greu să credeți. Nu, vă mulțumesc, nu vreau să vă mulțumesc pentru... Vreau să vă mulțumesc pentru deschidere. Foarte clar și să... Da. Ați dat răspunsuri extrem de sincere și clare și tranșante unele. Mie îmi place să fiu mai pragmatic și să spun cum stau lucrurile. Nu are rost să ne mințim unii pe alții. Sper să nu vă schimbați nici peste 2-3 ani. Să le dați aceleași răspunsuri directe. Că oamenii se schimbă când intră în politică, așa la un nivel. Adică mai... Dumneavoastră recunosc că n-ați evitat răspunsurile. Adică mă așteptam sincer să evitați mai mult, dacă vreți. Să mă plimbați, să încercați să mă plimbați. Vă mulțumesc, domnule președinte Virgil Năanu, pentru participare. Ne vom reîntâlni cu siguranță. Vă doresc sărbători frumoase și ne vom revedea la anul, cu siguranță. Mulțumesc pentru, în primul rând, pentru invitație, pentru emisiune și să ne revedem cu bine. Vă spun la mulți ani și dumneavoastră și tuturor celor care ne vor asculta. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!